Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe Fabrica de Permise. Astăzi mă aflu în mașină cu Leo. Leo, ești de acord să filmezi? Da. Ești sigur? Da, foarte. Am înțeles. Și vom face un nou episod din seria Reguli de prioritate în trafic și importanța sigurilor. Sperăm noi să vă fie de folos și să vă placă. Când ești pregătit, plecăm de pe loc, Leo. Da. Fără grabă. Trecare din rampă, să avem grijă. Ne asigurăm temeinic. Foarte bine că înainte, dacă intrai era 21 de puncte, ne acordă de prioritate, da? Am intrat ușurel. Și acum fără grabă. O să ne întoarcem. Trebuie să acordăm prioritate de dreapta, da? Celor care vin despre sensul giratoriu și fără grabă. Atât, nu e maxim. Da? Să nu e maxim cât pe bordură. Rămâi cu semnalizare stângă. Timp aveam să intrăm, hai că te las. Intră ușor, tu ai grijă acum să nu te ieși pe bordură, da? Aici trebuia să minte cu o tură și puțin, nu trebuia să minte cu maxim, da? Ia du-mă așa la ambreiaj, că doamna meditează chiar înaintea trecerii de pietoni. Trebuie să fim foarte atenți în astfel de situații. Ca și doamna, am avut foarte multe cazuri, tu știi foarte bine, în care am întâlnit-o, de exemplu, de 3-4 ori la aceeași trecere de pietoni și fix când treceam noi, s-a gândit să treacă pe trecerea de pietoni. Trebuie să fim foarte atenți. Bun. Te luăm cu mâncărimi? Te luăm cu mâncărimi? Da. Da? Spune-mă ce mănâncă câte scarpini. Mergem înainte. Foarte bine. Foarte bine și te-ai pus în mișcare dacă domnul vrea să treacă. Înainte. Dacă nu spune nimic, mergi înainte. Noi o să virăm la stânga acum. Calm, știi că te să rămâne pe lângă mașina, să dăm prioritate. Intră cu ambreiajul jos, nu vine nimeni, ne asigurăm și unde intrăm. Este liber? Da. Nu. Rămâi aici, da? Dacă am fi intrat, ar fi urma să-l blocăm și atunci trebuia să dăm cu spatele. Ne oprim fix în mijlocul intersecției. Acordăm prioritate și domnului, nu mai uităm o dată acolo. Și acum ne-a pus în mișcare. Foarte, foarte bine. Și fără grabă. Iar pe semnalizare stângă, foarte bine. A doua calm. Și acum, semnalizare dreapta, te ascult. Asigur scurt, a prins semnalizarea. Ușurel. Ai loc să treci, nu? Ești frumos pe lângă porturica. Bun, urmărim în permanență indicatoarele, da? Și marcaje. Ce avem în față? Stop. Bun. Noi o să virăm la dreapta. Dacă virăm la dreapta, cui acordăm prioritate acum? Celor din stânga. Ok, mergem puțin mai în față la vizitatea maximă, da? Și aici ne oprim. Ne asigurăm temeinic, după care pătundem ușor, da? Pe lângă mașina asta, iar verificăm acolo. Foarte bine, intri, semnalizare stânga când e depășire, te asigur, foarte bine. Rămâi cu semnalizare stânga, calm, foarte bine, și ai revenit. Acum, verificăm în stânga și în dreapta să nu vină mașini, deja vedem că vine mașină. Semnalizare stânga, urmează să intri în depășire, da? Asigură-te și în spate și în față, este ok, da? Intri cu prudență, noi acum o să virăm la dreapta. Știm că intrăm cu ambreiajul jos, frână lină, eventual și retrogradăm în a întâia. Trebuie să intrăm din prima depășire, după cum vezi. Intrăm aici frumos, am pus semnalizare stânga, ne asigurăm, spate, față, da? Vine cineva? Nu. Am intrat, am accelerat, i-am dat-o pe a doua. Ne asigurăm în unghiul mort, foarte, foarte, foarte bine. Bun, și acum rămânem aici.
Verificăm în oglindă acum că se vede, da? Da. Banda. Bun. Sector de drum îngustat. După cum vezi, nu vine nimeni, așa că n-avem nicio problemă. În schimb, problemele noastre de acum încolo ce se apară. Trecere de pieton, viraj la dreapta, mașini parcate, da? Ucal. Retrogradă frumos în anteia. Atenție sporită la trecerea de pietoni. Da? Merge frumos pe lângă mașini parcate. Nu te grăbești, da? Așa, și acum se lansează de stânga, ne asigurăm și spate, și față, și lunghiul mor, da? A intrat ușurel, vine mașina, nu intri în panică, semnalizare dreapta. Te oprești lângă mașina din dreapta. Iar semnalizare stânga. Iar te asiguri spate, față, și te-ai pus în mișcare, ai liberat ambreiajul. Ne uităm acolo să nu vină mașini, da? Din stânga. Dacă vine, retrage pe dreapta, uite. Vezi că vine una? A virat la stânga. Rămâi aici, pe banda asta, leu. Da? Oprim semnalizarea. Da? Și merge cu prudență. Dânsul acolo avea citează trecerea, da? Cu toate astea este foarte bine să ne asigurăm în orice intersecție, da? Chiar dacă avem prioritate la dreapta. Foarte bine că ai verificat. Vine cineva din stânga? Nu. Ne-am dus direct lângă axul drumului. Trecere de pieton. Pieton nu avem. În permanență trebuie să-ți facă cap așa. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Trebuie să te asiguri în permanență. Să-ți iei informația înainte a trecerilor de pietoni, înainte de a intra într-o intersecție, da? Te asigur în continuare stânga-dreapta. Unde e cel mai bun loc în care poți să stai la taclale? Pe trecerile de pietoni, nu? Da. Bun. Noi la următoarea intersecție o să virăm la stânga. O să mai dare stânga, mare atenție la trecerea de pietoni. Da, mergem frumos pe lângă marcaj și continuu și ne oprim până unde începe la discontinu, da? Ca să aibă loc și cei care virează stânga. Asigură-te, ne uităm și la pieton, avem? Da. Bun. De drumul așa la împreia și mașina nu mai vine, da? Pieton mai ai? Nu. Ai grijă acum? Bine. Nu are grijă. Foarte bine, ai verificat și la pieton și a intrat. Foarte bine. Nu are rost să portez lucrurile. Nu cer, nu ne mai grăbim. Acum a intrat pe sens unic. Să înceapă sensorii de acolo din vârf de rampă, se putea circula și înspre noi, așa că trebuie să fim atenți și la cei care coborau. La următoarea intersecție o să virăm la stânga. Suntem pe sensorii și trebuie să ne acădărăm lângă bordura din stânga, da? Ne asigurăm foarte bine. Intrăm ușurile că avem două treceri de pieton succesive, fără să ne grăbim. Da? Și fără să ne oprim, evident. Ne asigurăm, am intrat foarte, foarte, foarte bine. Bun, ce avem în față? Indicatorul oprire și obligatoriu înainte sau la stânga. Noi o să virăm la stânga. Semnează de stânga, bineînțeles. Ambreiajul jos, frână lină. Mergem ușor mai aproape de bordura din dreapta. Foarte bine. Dăm prioritate celor de pe sens unic, clar. Și mașinii care ar fi aici oprite la stop, nu? Da. Ok. Mare, mare prudență. Înainte de a ne pune în mișcare, după ce ne-am asigurat în prealabil, ne asigurăm și în oglinda din stânga, ca cel din spatele nostru stă înainte de depășire, da? Ai luat stânga de volan, te asiguri, foarte bine. Că sunt multe cazuri în care ai văzut de dublează și intră în depășirea ta, în plin coța intersecției. Și atunci ai surprize. Bun.
Seara suntem pe sens unic. Semaforul nu funcționează, deci o să respectăm indicatoarele, da? Da, da. Bun. Următoarea intersecție o să virăm la dreapta. Cu mare prudență că avem trecere de pietoni și după cum vezi vizibilitatea este foarte redusă, da? Da, te duci ușurel. Trecerea de pieton, dar nu avea 2 metri mai încoace, dar era prea mult de mers, știi? Ok, ce verificăm acum? Banda 1. Deci o să-i întrebe banda 1 că este liberă, da? Ne-am oprit la stop. Da? Ne asigurăm, ne folosim de pieton acum și ne punem în mișcare dacă se oprește domnul. Să-i dea prioritate. Da? Direct pe banda 1, atenție sporită la trecerea de pietoni. După aia schimbăm, da? Banda 1 cu banda 2, cu semnalizare și cu asigurare. Poți să pui deja semnalizarea, da? Ia uite. Dobito că e prea puțin spus. Ți-a făcut semn mașina din spate, da? Te-ai asigurat și ai intrat. Nu știu ce este mintea lor, ei văd că tu te oprești pe banda 1. De ce oare s-ar opri o mașină pe banda 1, nu ca să acorde prioritate? Corect. Și tu intri și călci pietonul, da, și înțeleg din toate punctele de vedere, pietonii sunt foarte speriați, nu ne că sunt destul de multe cazuri în care unii pietoni nu se asigură cum trebuie. Chiar dacă ei au prioritate pe trecerea de pietoni, au obligat să se asigure. Dar sunt multe cazuri în care nu li se acordă prioritate. Cum a fost cazul de față, da? Dacă doamna aceea mai înainta un metru, doi, deși a o luat pe botul mașinii, o lovea. Bun. Ne asigurăm, ne-am pus în mișcare, o să virăm la dreapta, da? I-am dat-o scurt pe a doua și acum ce verificăm? Dacă banda 1 e liberă, da? Calm. Calm, calm. Este? Nu. Direct pe banda 2, că avem mașină chiar acolo, trecerea de pieton. Ok. Foarte, foarte, foarte bine. Dacă banda 1 era liberă, mergeam până în colțul intersecției, semnalizam stânga, ne asiguram și schimbam banda, da? Ok. Da. Să zic un secret, Leo. Bun, te ascult. Da? La mașina de școală. Așa. Este singurul loc. Așa. În care tot timpul, așa, dar tot timpul mi se dă dreptate. Adică niciun elev nu zice nu. Păi, logic. Tu ești tutorul care te înveți. Da. Dacă ai fi în altă mașină și... Așa, nu ți s-ar da, nu? Nu ți s-ar da dreptate, logic, nu? Păi vezi, hai să ne asigurăm temenic. Ne-am pus în mișcare. Mare grijă. Atenție în continuare, te asiguri în continuare stânga-dreapta și te-ai pus în mișcare. Cea mai mișto senzație când te întâlnești cu cineva și vrei să discuți ceva este fix acolo, pe bordura, dinaintea trecerii de pietoni. Da? Bun. O să virăm la dreapta. Ne asigurăm foarte bine, am pus semnalizarea. După ultima mașină parcate, ne și încadrăm aici. E ok. Domnul a vrut să oprească la stop. Este liber și aici, aici. Am intrat controlat foarte, foarte bine. În situația asta, dacă domnul din dreapta ți-ar fi tăiat cale și ți-ar fi băgat cu tupeu. Atenție aici, dacă merge cu spatele. Băgat-o pe întâia. Bun. Îl lăsai să treacă, n-aveai ce să faci, da? Dar el până la urmă s-a oprit și s-a acordat prioritatea. E și de înțeles de acolo, pentru că trebuie să iasă foarte mult în afară să poată să asigure. Nu se vede absolut nimic din cauza mașinilor parcate pe stânga. Am văzut. Da. Da, nu vezi cum vine mașina. Cu toate astea trebuie să o faci puțin câte puțin, încet. Nu ieși deodată. El a ieșit prea deodată, vine cu viteză și a oprit prea brusc. Asta sunt situații... Și situații în trafic. Nu tot timpul situația asta roz. La următoarea intersecție o să virăm la stânga. Da, cu ce treaptă intrăm? Cu a doua, foarte bine.
Bun. Cui trebuie să dăm prioritate dacă vira în stânga? Cei care vin. Ok. Atenție la pietoni. Bun. Și o să ne ducem în dreptul la marcajul de peste drum, da? Pentru cei care virează la stânga. Da. Da? Și acordăm prioritate dacă avem cui, dacă nu, pătrundem. Dar mare grijă, tot timpul cu face virajul la stânga, să nu uiți să te asiguri în oglinda din stânga și în unghiul mort. Da. Dacă sunt destui care forțează intrarea. Ai intrat cu ambreiajul jos, mașina e departe, la stânga de volan, este ok, poți să intri. Da? Numai că aici grija ta a fost să-i o dai pe a doua. Și ai călcat ambreiajul, ai călcat și frâna, știi, și... Exact, am încetinit mașina. Preferam să accelerezi din a treia și o dai după ce părăseai intersecția pe a doua scurt. Și aia era, știi? Neacordarea de prioritate acolo nu a fost pentru că noi obligăm mașina de pe contrasens să frâneze, da? Sau să schimbem brusc direcția de deplasare din cauza ta. Dar, în situația aia, acceleram scurt, dădeam pe a doua cum părăseam sensul acela de mers. Ne vedem să facem căruțe și nu mai avea nicio problemă, știi? Bun. O să virăm la dreapta. Aici? Aici, da. Calm, calm, calm. Da, clar, o bași pe întâia, frumos, intri prin colțul intersecției, te asigur spate, față, fără să te grăbești. Este ok? Bun. Rămâi cu semnalizare stânga foarte bine, fără grabă, credeau. Iar revenim, da? Semnalizare dreapta. Am oprit semnalizarea să nu se înțeleagă că intrăm aici. Iar semnalizăm stânga, iar ne asigurăm față, spate. Oprim semnalizarea să nu se înțeleagă că mergem la stânga. Da? Și acum o punem din nou. Foarte, foarte, foarte bine. Și cu calm. Bun. Ai ferit-o până ai dat în ea. O să virăm la dreapta. Da. Cam la 1 metru de bordură și încă nu e de pe la dreapta, da? Te asigur, stânga, dreapta, este ok? Da. Bun, ai intrat, verifici în continuare, maxim. Foarte bine. Foarte bine. Bun, vezi cum s-a oprit mașina din față, da? Da. Mare grijă, așa. Mai în față noi avem o intersecție nedirijată, da? Nu avem indicatoare de reglementare a priorității, nu avem marcaje. Dar noi o să virăm la dreapta. Nu avem cum să ne prioritate, da? Da, da. Bun. Intri ușor, cu prudență să nu-ți vină mașina cu viteză de aici, da? Ai băgat-o pe întâia, te duci aici, semnalizare stânga, te asigur, spate, față. Poți să intri? Da. Ai intrat, foarte bine, rămâne cu semnalizare stânga, a doua clar. Atenție acum la mașina din față să nu deschidă portiera. Da? Semnalizare dreapta, ne asigurăm și am revenit. Foarte, foarte bine. Vezi, mă, Leo, când ești foarte, foarte calm și nu te grăbești, toate lucrurile ies foarte, foarte bine. Da, așa e. Numai că de obicei tu ești mai... Mai repezit. Așa. Mai repezit și mai agitat din fire. Dar te poți controla, vezi? Mă pot controla, dar am greu. Firăm la stânga. Ne-am oprit, ne asigurăm, ne-am pus în mișcare. Este tot în regulă. Foarte bine. Bun, mergem pe direcția înainte. Noi suntem pe drum prioritar, după cum bine știi. Da, deja vezi acolo stânga, dreapta, au stopuri, da? Cu toate astea am zis noi, fiecare intersecție prin care trecem, o asigurăm pentru noi. Da? Bun. Exact. Mare grijă că aici avem și limitare la 30, da? Merge cu prudență. Bun, foarte bine. Leo, noi acum o să virăm la stânga. La stânga se fac două străzi. O să virăm pe cea mai din stânga. Da? Vine unul la 45 și unul la 90. Da. Semnalizăm stânga de aici cu 50 de metri înainte. Mare grijă că aici avem și un marcaj pietonal care nu prea se mai vede, da? Intri ușor, o bași pe antea frumos și le trebuie să dăm prioritate celor care vin de pe drum prioritar ca și noi, pentru că noi părăsim
Prioritarul, da? Da. Am intrat frumos, foarte bine. Unde tăm? Și acum iarăși semnalizare stânga, nu? Adică ca să nu facem direct un 45 de grade, știi? Am mers în față, după care am făcut viraj stânga, da? Foarte bine, ne asigurăm. Dacă veneau mașini de pe contrasens, cărora trebuie să le acordăm prioritate, ne opream lângă marcajul discontinu. Da? Bun. Semnalizare dreaptă, fără grabă. Da? Ne-am asigurat și am revenit. Bun, hai să discutăm puțin aici. Scoate-o puțin pe liber. Este o intersecție clasică în cruce. Da. Da? Noi stop, mașina de peste drum, clar stop. Clar, ăsta este drumul cu prioritate. Da? Da. Virana la dreapta dăm prioritate celor din... Celor din stânga. Stânga. Ok. Mergem înainte, dăm prioritate și stânga și dreapta. Stânga și dreapta. Pentru că trecem peste ambele sensuri prioritare. Virăm la stânga. Dăm prioritate celor care vin din față. Și stânga și dreapta. Stânga dreapta. Da. Doar dacă cei din față virează stânga ca și noi, trecem unul pe lângă altul prin stânga centrului imaginar. Da. Da? Adică dacă mașina aia face stânga ca și noi, trecem unul pe lângă altul. Da? Da. Uite, să presupunem. Uite, aici avem, de exemplu, o canalizare. O vezi? Da. Noi am trece prin stânga canalizării, da, da. Și el prin stânga canalizării. Prin stânga canalizării. Înțelegi? Ok, o să virăm la dreapta. Ne asigurăm. Foarte bine că mi-ai verificat de 2-3 ori, da? Pentru că din stânga de acolo nu aveam vizibilitate deloc. Bun, noi acum o să virăm la dreapta, în scurt, acum, da? Stânga de data o stopuri, da? Foarte bine, nu avem cu asta acord de prioritate, ne asigurăm pentru noi, da? Am luat dreapta de volan și intrăm pe aici, da? Adică nu pe acolo, pe aici, da? Da. Mare prudență, semnalizare stânga, asigură-te, dreapta care vii, ne asigurăm foarte bine. Ce avem mai în față? Stop. Ok, și trecerea de pieton. Pieton nu avem angajat în traversare, în schimb, trebuie să ne oprim cu botul mașinii, da? Până unde se termină marcajul ăsta continuu de jos. Îl vezi? Aici. Puf. Da? Am băgat o pantăia. Dacă mergem înainte, dăm prioritate stânga dată la drumul prioritar, cum am făcut noi acum 2-3 minute, da? Și mașina care este oprită cu noi odată la stop aici. Aici, la stop. Da? Ne punem o mișcare, nu este nimeni. Ne asigurăm pentru noi, da? Ok. Că sunt destui care vin direct și nu se mai opresc la stop. Da? Bun. Și noi acum o să virăm la stânga. Semnalizare stânga. Dacă te uiți, mai are o ieșire în plus intersecția asta. Practic tot ca pe o intersecție în cruce să o privim, da? Da. La care noi pentru viraj stânga trebuie să dăm prioritate stânga, dreapta și mașinii care se oprește acolo la stop. Exact, da. De dreapta, da? Vine cineva stânga dreapta? Nu vine. Bun. Vine acum, dar până vine. E departe, da. Intrăm ușor cu prudență. Dacă viream dreapta, de numai celor din stânga, da? Da. Bun. Lasă o idee puțin mai încet. Acum, drumul prioritar duce la stânga. Fii foarte atent la indicatoare, că sunt multe dintre ele în boscheți, în copaci, uite. Da? Pe orice direcție am merge noi de aici, avem prioritate față de toți, noi mergem înainte. Dreapta are stop, ăla are stop și ăsta dacă merge înainte sau la stânga, trebuie să ne dea nouă prioritate de dreapta. Da? Semnalizare stânga că ești în depășire, clar, ușor și fără grabă. Că urmează iarăși stop. Foarte bine. O să virăm la dreapta. Semnalizare de data să nu uiți de ea, da? Cu 50 de metri înainte. Ne-am oprit, ne asigurăm stânga-dreapta. Nu este nimeni, ne-am pus în mișcare. De ce este bine să ne asigurăm tot timpul? Că sunt destule cazuri, ca și cea de adineauri, în care sunt mașini parcate pe dreapta și obligă pe cei de pe contrasens să intre în depășire. Și atunci o să facă pe sensul nostru de mers. Da? Bun, am mai cu semnalizare stânga. Bun. Acum, semnalizare dată că revenim, car, oprim semnalizarea și urmează să ne oprim, da? Mergem mai în față la vizită maximă, aici. Am băgat-o pe întâia, ne asigurăm, nu vine nimeni în stânga, nu vine nimeni din dreapta, da? Ne punem o mișcare frumușel, da? Și ne oprim la următorul stop. Noi o să virăm la stânga acum, semnalizare stânga, trebuie să dăm prioritate stânga-dreapta, da? Nu are grijă la mașina asta care tublează, da? Ne-am asigurat. Bine. Ok, cu calm. Verificăm permanența și stânga și dreapta. Poți să duci o idee puțin mai în față ca să vezi. Așa. E ok acum? Da. Ai intrat frumușel. Bun. Da.
avem grijă să nu le tai pe alea, foarte bine. Știm noi aici că pe sectorul ăsta de drum, dacă ar fi mașina parcată acolo în vârf de rampă, noi avem indicatorul prioritate pentru circulația din sens invers, da? Dar nu este cazul, da? Nu este. Ok, care tot locul să intre. Ok. Bun, ne menținem banda. Și acum o să schimbăm banda 2 cu banda 1, cu semnalizare și cu asigurare. Foarte bine. Și am oprit semnalizarea, foarte bine. Mare atenție la trecerea de pietoni. Cele mai periculoase sunt astea în care ți-am zis, mașini parcate până în trecerea de pietoni. Ia, uite. Da. Da? Uite pe sub roțile, uite prin geamuri, tot ce poți să vezi, dar te uiți și în stânga și în dreapta. Bun. Noi acum o să virăm la dreapta. Ce urmează să facem? Să oprim la stop. Ok. Până în stop, a întâia. Ne asigurăm stânga-dreapta. Ne-am pus în mișcare și acum cedează trecerea. Calm de tot. În altă ușură de volan, fără grabă, ne asigurăm. Verificăm în continuare, sunt destui care pun semnalizare dreapta și merg înainte. Știi? Da. Azi noi tot timpul ne uităm după direcția lor de deplasare. Și asigurăm că sunt destui care intră depășire pe acolo, da? Rămâne cu semnalizare stânga, trebuie să acordăm pietonii numai celor care vin din față. În schimb, mare grijă la cei care stau aici la stop. Mai tot timpul să stai care dacă prind ocazia, da? Bun. Bun, ne folosim de asta. Ai grijă ca să n-ai loc să intre, că dacă are loc să intre, nu te bagi, da? Ok, stai pe loc. Acum poți să intri, da? Te asiguri în stânga. Ai grijă aici că stai calea. Nu ai ce să le faci. Trebuie să fii foarte, foarte atent în astfel de situații. Dacă stăia clar calea, el era de vină. El era de vină, dar și vina ta era că nu intervenea asupra frânei sau asupra dejeții. Eu interveneam, îți dai seama. Exact, dar trebuie să intervii, că dacă nu o faci tu, face domnul sau doamna examinator și atunci ești picat. Dar exact ce spuneam înainte, de pot unde ne mare grijă la cei din dreapta care stau la stop, că nu ne acordă prioritate. Da? Intră și ne taie calea, cum a fost și domnul Dadinaur, da? A intrat între bordură și noi. Nu ai ce să faci. Astea sunt situațiile de trafic la noi. Bun, mare prudență la trecerea de pietoni iarăși. Ne uităm stânga, ne uităm dreapta. Bun. De multe ori legislația nu prea se pupă cu ce este în teren, pe teren. Și atunci prefer să-mi conduci defensiv, preventiv, să eviți anumite situații neplăcute, pentru că de cele mai multe ori, foarte bine, chiar dacă tu nu erai de vină într-o anumită situație, într-un anumit accident, din păcate, cam greu să ajunge la noi cu dreptate în instanță. Corect, așa. Da? Ți-a lovit mașina, pe cine încălzește că tu n-ai fost de vină? Tu stai cu mașina pe dreapta o lună, două luni, da? O să virăm la dreapta. El ți-a dat asigurarea în brațe și a plecat. Verificăm, banda 1 este ocupată, clar pe banda 2, ne-am oprit la stop. Bun, ne-am asigurat și am pătruns. Am intrat frumoșel pe banda 2, atenție la prieten, nu avem, da? Mai grijă tot timpul la semnificația indicatorului. Dacă nu ne-am oprit la stop, la indicator oprire, 9 puncte de penalizare, nerespectarea semnificației indicatorilor. Da? Ca și în cazul în care treci pe culoarea galbenă a semaforului.
cedează trecerea, cedează trecerea, stop, indicator oprire, este altceva, da? Minim 2 secunde, ne-am oprit, ne-am asigurat, ne-am pus în mișcare. Bun, o să vină la dreapta. Calm, calm, calm. Ușurel, verificăm banda 1. Este liber, am intrat frumoșel. Foarte bine. Și acum, semnalez tare stânga, ne asigurăm, după trecerea de pieton schimbăm, da? Da, da. Pentru că din colțul intersecției până în trecerea de pieton avem un marcaj continuu. O să facem o parcare laterală cu spatele în spate la Skoda asta. Semnalizare dreapta, calm de tot, da? Te asiguri în spate temenic, poți să-i dea drumul câte parte, da? Ok, ușor, verific în continuare și în oglinda din stânga. Și acum nu te grăbești, nu. Încet. Clar, maxim, nu? Da, da. Așa. Verifici acolo, verifici aici. Am braț jos și ne-am oprit. Foarte, foarte bine. Ia să vedem, domnul. Ca la carte. Hai. Semnalizare stânga, ne asigurăm și mare grijă la plecarea din rampă, da? Asigură-te și în unghiul mort, te rog frumos. Așa. Și a intrat foarte, foarte bine. Odată ce o să-ți intre în reflex lucrurile astea, o să vezi de câte situații neplăcute o să te scape. Mergem pe direcția înainte. Foarte bine. Acum deja atenția noastră este la următoarea trecere de pietoni. Ambreiajul jos, frână lină și nu forțezi. Văzut? Da. Mai bine. Stai pe timpul tău, 5 secunde l-ai pierdut din timpul tău de examinare. Te asigur, te-ai pus în mișcare, cu prudență. Bun. La următoarea intersecție o să virăm la stânga. Mare grijă în astfel de sensuri giratorii care sunt foarte mici, pentru că oricând poate să intre cineva înaintea ta, da? Avem noi să intrăm în spatele lui, nu? Da, da. Bun. Retrogradăm mâna întâia, clar. Da, ne asigurăm aici și aici. Nu forțăm intrarea. Bun. Cu ce din dat avem treabă decât dacă intră înaintea noastră și se întorc. Se întorc. Da, da, ne asigurăm aici și aici în zona asta. I-am dat drumul ușor la ambreiaj și intrăm o dată cu el, da? Ai grijă la asta să nu facă stânga de pe banda 1, că sunt situații. I-a dat-o pe a doua scurt. Și acum nu te mai grăbești. Foarte bine, și acum ce facem? Semnalizarea de data că părăsim foarte, foarte, foarte bine. Atenție la TCE pieton, am oprit semnalizarea și asta a fost. Bravo, mă, boss. Este? Este, mă, băiat. Deci se poate, nu? Când vrei. Când vrei se poate, nu? Depinde de trezirea de dimineață. Am înțeles. Din păcate, noi nu contează în ce situație ne trezim și trebuie să fim tot timpul alerți când conducem, da? Nu contează că o seară înainte nu am dormit, că suntem supărați, da? Bun. Vinem la stânga, retocăm la a doua. Foarte bine când verifici și în oglinda din stânga. Da? Domnul Leo, o să oprim pe dreapta până în coșul ăla de gunoi ca să mergem cu spatele. Sunteți de acord cu mine? Da, da. Am înțeles. Păi nici nu mă gândeam altfel. Ușurel. Da. Calm. Mâinile cum trebuie pe volan. Ne asigurăm aici, am zis toată la 2 secunde trecem pe oglinda centrală, oglinda din stânga, da? Calm de tot, fără grabă. Foarte bine, vezi dacă nu te-ai fi uitat, nu l-ai fi văzut?
Asigurarea este cheia. Iar uite, nu trebuie la manevră. Mașina este în depășire de când a făcut virajul la stânga. Am văzut, da. Mă rog, mergem în continuare, da. Ne asigurăm în continuare. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Și aici ne-am oprit, nu? Am zis noi, între doi stâmpi avem aproximativ 50 de metri, da? Bun. Semnalizare de stânga, o să efectuăm mai evadă de întoarcerea tot vehiculului. Ne asigurăm față, spate, nu e nimeni. Ok. Marșa alier, maxim dreapta, semnalizare dreapta. Noi trebuie punem mișcare, ne asigurăm stânga dreapta. De drumul la manevră, că nu o să intre în tine, da? Dacă vrea să treacă între tine și bordura, îl vezi, Leo. Nu intri în panică, da? Te-ai oprit, ai băgat-o pe întâia, semnalizare stânga, maxim stânga. Mă uit stânga, mă uit dreapta. Și m-am pus în mișcare, da? Îi dau drumul ușor, nu intru în panică deloc. Nu. Foarte bine. În situația în care ei vor să treacă între tine și bordură, crede-mă că o să-i vezi. Da. Că nu vor să te lase să faci manevra, da? Dar ei clar s-au oprit ca să te lase să faci manevra. Așa că nu mai pui presiune de tine, nu te mai grăbești ca să nu uiți să pui o semnalizare sau să te asiguri stânga dreapta înainte de pune mișcare, da? Calm, calm, calm. Intri cu prudență. Și luat data de volan ca să te încadrezi foarte bine. Contează foarte mult și încadrările. Mai ales pe drumurile astea fără marcaje. Că dacă nu ești atent și te duci în stânga, te cu pe celălalt sens de mers, iarăși ești depunctat, da? Și am zis tot timpul, când avem drumuri fără marcaj, ținem cont de banda, de bordura din dreapta. Să rămâne pe lângă ea la un metru. În felul ăsta nu mai riscăm absolut nimic. Bun. Următoarea intersecție o să virăm la dreapta. Da? O să punem semnalizarea clar cu 50 de metri înainte. Retrogradăm în a doua. Foarte bine. Și am zis că rămânem pe lângă bordura din dreapta. Trebuie să acordăm pe toate celor care sunt în sensul giratoriu. Și verificăm banda 1 dacă este liber. Bun, mergem frumos pe lângă bordură. 1 e ocupat, clar pe banda 2 o să reducem. Ne asigurăm temeinic. Nu forțezi intrarea, da? Nu, nu. Bun, îi dai drumul și la ambreiaj, clar nu mai vine nimeni după asta, să nu se întoarcă asta cu mașina. Acum ești sigur, da? Ai pătruns, foarte, foarte bine. Atenție la pietoni. Ne asigurăm, ne-a pus foarte bine. Și a doua. Ai văzut ce fluid s-a văzut totul? Cu asigură semnalizări, fără să te oprești, fără să cași frâna brusc. Bun. Deja începe să ne luăm informații de a trece pieton dinainte, da, ne uităm stânga-dreapta. Foarte, foarte bine. Te asiguri în continuare stânga-dreapta? Știi că discutam cu tine despre cazurile în care te oprești la o trecere de pieton și cineva din spatele tău te vede cât ai oprit de pe bordură și ia la fugă ca să treacă și persoana respectivă văzându-te pe tine că te-ai oprit. Și dacă nu te mai asiguri încă o dată stânga-dreapta, o să ai surprize neplăcute. Vine din fugă, nu ai timp să mai reacționezi. De-aia te mai ții cu atât stânga dreapta în geamurile laterale. Bun. La următoarea intersecție o să ne întoarcem. Semnalizare stânga clar, da, avem și pietoni, foarte bine, semnalizarea să fie pusă și nu se mai dai pe a doua, mergi foarte încet, să acordăm pe toate celor care vin din centru și celor de aici, de la dreapta, da, de dreapta, indică ambreiaj jos, nu e maxim stânga, da, atât e de ajuns, mergi puțin mai în față, te rog, ca să nu blocăm intersecția, este liber acum, da, ai intrat, grijă este la bordură și acum la pietoni, le luăm pe rând. Dar important aici, în dreptul la scoarul ăsta, să nu rămânem cu spatele
pe banda aia, da? De unde am părăsit, dar nici cu botul mașinii se întâmplă pe sensul ăsta de mers. Ne oprim perpendicular. Să virăm pe prima asta de la dreapta. Foarte bine că ai verificat. Trebuie să acomodăm prima dată pietonul clar. Da. Foarte bine că îmi verifici aici, că poate să minte pieton sau biciclist, da? Te oprești, lasă să treacă și domnul. Prudență că sunt multe viraje strânse aici. Da. Da. Te asiguri spate și față, da? Foarte bine și ai oprit. Și acum semnalizare stânga. Intersecție dirijată, ne asigurăm. Te asiguri față spate, poți să intri în depășire? Da. Bun. Încet și fără grabă. Opri semnalizarea acum. Semnalizarea. Vezi că îți vine mașina de pe contrasens, da? Mergi ușor. Ambrej jos, clar, până la lină șantia. Lăsăm și pe el să apuc ce se intre aici. Ne dăm ușor la ambreiaj. Hai să oprim pe dreapta mai încolo, da? Unde avem un loc. Nu aici, că nu este ok, da? Bun. Semnalizare de dreapta, să facem o parcare în spate la BMW-ul ăsta. Da? Ai văzut că este un loc fix, da? Cu mai grijă, fără să te grăbești. Ne asigurăm. Verifici acolo, foarte bine. Fără grabă, Leo. Deja maxim, clar, nu? Da. Foarte bine. Verifici mașina din spate, da? Nu, este ok aici la bordură. Foarte bine. Am scos-o pe liber. Nu de mână trasă. Hai să oprim și motorașul. Foarte bine, domnul Leon. Dragilor, sper noi să vă fie de folos și să vă placă ceea ce facem. O zi minunată, numai bine. Mult succes tuturor.